Cam așa arată drumul prin pădure. Pădurea e superbă, dar zgomotul de la șosea, care e destul de departe, tot se aude, frate, incredibil. Păcat, păcat că, uite, e așa, e interesant. Traseul e plăcut și am urcat aici destul de pieptici la un moment dat. Sunt comune până la intersecție. Drumurile de la Apor până la și la Sfânta Ana și cum ăsta face la stânga și Sfânta Ana la dreapta. Se despartă acolo. Da. Dom'le, dar ce gălăgie, incredibil. Aici, în liniștea pădurii, și mai aici ciudat se aude. Dacă ar fi... deja, uite, se văd clădirile, deci... Practic, eu am făcut așa un ocol, și pe aici se urcă, da. Probabil că ar putea să facă și pe aici o cale de acces, dar nu doresc să nu treacă prin proprietățile oamenilor. Da. Ia zi în stânga și oamenilor. Mereu mă uit după ea. Da, uite acolo parc. A, chiar acolo e. Între pomii așa se vede. Că și pe ăsta îl vedeam de dincolo de la stâncă. Alea ce clădiri sunt. Între... A! Pare biserică ceva. E, pare dintre ele. Așa, am ajuns la aia ortodoxă, nu-mi dau seama. În orice caz te descurajează să să mai vii pe aici. Din 10 în 10 metri cât un afiș. Atenție, pericol, sunt turși. Păi stai, frate, și atunci de ce mai recomand traseul? Dacă e atât de periculos, ori faci ceva, îi relochezi, îi duci în altă parte, să ai aici totuși liniște în oraș și să ai turiști care să aibă ce să facă. Atât de aproape, incredibil. Și n-am făcut nici 10 minute. Aici o jumătate de oră, doamne, doamne. Ce chestie. O jumătate de oră, poate din centrul orașului, cu tot, cine știe. În fine. Da, într-adevăr, de aici o panoramă frumoasă, uite acolo. Lacul. Ciucaș, chiar nu mai văd să îndemnă. Aha, și aici unde se mai... A, se întoarce pe altă parte? Băi, lătruși, asta da, asta da. Asta da, ce este mișto. He, he, de ce circuit? Frumos. Băi, lătruși, da, de măsuțe, mese, adică în toată regula, solide. Să poți să stai să mănânci pe ele, stâncile astea. Ia să inspectăm mai să vedem cum se prezintă asta. Care n-are nici 100 de ani de când e făcut, de tipul ăsta. Care l-a făcut special pentru... Da, uite o zonă asta. Cred totuși că e nou hotelul. Uite stânga și oamenilor. Într-adevăr, e o perspectivă frumoasă a orașului de aici. Deci dacă eu... stau dincolo de... înseamnă că pe undeva pe acolo, în capătul celălalt stai. Da, da, la pensiunea asta. Mai fur la o pensiune care am în stânga aici, lângă moralul Făgădui, era așa aia frumos. Aha, și uiteau și palouă solare pentru... probabil că e luminat asta noaptea. La cu săracu. Mai trebuie cel curățat. Nu mai mătasea broaștei pe el acolo. Da, dar e frumos. Ei, o să ajunge și pe acolo. Ce păcat, n-au pun să facă decât să tragă un tunel ceva, dar e prea costisitor numărit investiția.
Eu știu pe linia ferată, dar acolo, pe lângă nouă, sunt case multe și pe acolo nu pe unde. Pe pilone, așa cumva, pe lângă, pe Albia Răului. O chestie, Ultului. Mai rău. Mai rău e. Invadează mai mult natura. Deci nu, nu se poate. Frumoasă panoramă.